Fraților, eu am început să mă rog. Gata. Gata, mi-am început ziua religioasă. Doamne, 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 Doamne. Ce faci, ce facă, te caut un sfert. Aola, stai că dă-te, băi, ce-o niște impresii despre mine și viața mea. Aola, dai interviu. Da, dă-te, băi, ce-o niște păreri despre mine. Ești vedetă, fă? Da, mă, l-am ajuns vedetă, mă, peste noapte, mă. Stai la vrăja la aici, în loc să vii acasă să faci mâncare la copii. Lasă-mă, copii, lasă-mă, pura, dă-i de acolo, de grădine, să mă fac vedetă. Îți place la televizor, așa, stai aici. Ce-i ăsta, aur? Ah, no real sense. Speak English? Da și mie să fac trei inele. Inel, pot. De ăsta, ăsta, gold. Of course it's gold. 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 Un kil, dă și mie. Yeah. Un kil. Yeah. Îmi dai o de-asta? Nu. Nu? Nu. Mă rău ești, mă, mâncăță. Ce n-a vrut să-l dea? N-a vrut să-l dea și mie să-mi fac o de-asta, să-l fac și-o îmbrățat. Bă, capul lui, bă, fiară vecă. Dumnezeu, bine, Paloma. Paloma, așa e, Dumnezeu, așa mă cheamă pe unde. Bă, micuța mea mi-a dat numele ăsta. A, de la porumbiță. De toate sunt porumbiță. Vezi ce frumoasă sunt. Nu-mi plac mie păsările. Nu prea place. Nu prea cred în ele. Păsările aduvești rele. Nu-mi place mie. Bă, 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 ce frumos sunteți. Sunt mai frumos ca... Mersi că m-ai schipat doar pe mine. Tu și pe tine, bă, că să fie cu noroc, bă. Aoleu, eu dacă câștig, aoleu, păi dacă eu câștig acum, păi fac asta la toți țigarii mei și ridic acolo un palat de raur. Să nu mă dezamăgești. Dar promit că fac tot ce trebuie. Promit, fie să vă. Hai că vedeți, de auzit. Se spune că romul face bine doar când e la sticlă. Aplauze pentru Antonia! De ce zici cu așa? De ce mă nerdezi, bă, dinainte să-i plumare, bunule? Bă, de ce vorbești așa, bă, de mine, bă? Bă, fii atât că eu nu vorbesc cu rușii, nu fac rău la oameni. Dar să dea dracii în capul tău dacă nu mă preziți frumos. Ai înțeles, bă, nebunule? Vă rog frumos să mă scuzați că m-am aprins așa, dar am venit cu avionul aici în București la emisiune și mi-e ca frică să zbor așa. Și tama când s-a chis ușile și a început avionul să meargă, au și început paparudele alea. În cazul puțin probabil al unei prăbușiri, aveți măștile de oxigen care cade și veste sub scaune. Fă! Păi mie, dacă nu mi-ai pus o parașută sub scaun, mai bine nu mă anunță. Adică, practic, mă arunci de pe bloc și zici, vezi că ți-a pus-o acadea în buzunar, mai suși până te izbești. Și ce pe alea ea? În cazul puțin probabil al unei depresurizări, trageți masca pe față. Fă, nebună! Că eu nu mai trag masca pe față de când l-a prins pe meu pentru chestia asta. Și-a tras masca pe față și-a intrat într-o bancă, nebună. E, atâta noroc că a ieșit repede, mămică, că a scris 6 cărți. Foarte mișto. Chiar și el a zis că ce rău îi pare că nu știe să citească. I-ar fi plăcut și lui să știe ce scrie el, mămică. Săracu! Și mă stai că nu s-a terminat povestea! Acum, ce ziceam? Stai că m-am pierdut. Aoleu, ziceam de paparudele alea care zic că acasă puțin probabil să trag de vestă, să suflu fluier, să prindă lumina. N-am înțeles nimic. Dar, când a coborât jos din avion, i-a spus și eu lui stoartesă. Fă! În cazul puțin probabil în care o să faci cancer, știu eu cu afor bun de tot care te face să par vie după aia. Ai înțeles? Asta era povestea de fapt. Oricum! Stați, copii! Ah, stați că m-am luat cu vorba. Nu suntem la iubor aici? Ai iubor, nu? Ah, e bine! Mi-era frică să nu liberez la capatos, că mie nu place țigăneala, să ne înțelegem. Aoleo! Aoleo, aoleo, Delio, ce frumoasă ești, Delio! Pui pe tine, Delio! Zicea lumea că se cu Loredana. Da de unde, da de unde. Să nu te super pe ce zice lumea. Dar știi ce am auzit? Ei. Dar să nu mai zici la nimeni. Am auzit că de fapt ci că Ion Iliescu nu există. De fapt ar fi Loredana de bachiată. Eu nu știu, dar așa se zice. Eu așa m-am auzit, mă, mică. Dar nu e așa, eu asta m-am auzit, îmi pare rău. Acum, cum să vă zic? Hai să vă zic niște glumițe, că am înțeles că ca să ai succes cu treaba asta, trebuie să ai un început bun și un final fenomenal. Acum, nu știu cum să face, că eu am scris două glumițe și asta e a doua, că prima că nu mi-a venit, mă, mică.
Hai să vă mai spun ceva. M-am avut aer la Evisu de la Văruță. Că noi la Evisu de la Văruță ne simțăm ca la noi acasă. Ieri vorbea la Evisu despre... transsexual, bă. N-ai înțeles? E oamenii ăia care vor să fie altceva decât e deja. Bă, ferească Dumnezeu. Eu chiar am zis, bă. Păi pe vremea mea nu era așa. Păi pe mine m-a crescut sora lui băbica mea, bă. Și-a fost ca o tată pentru mine, sora lui băbicuța mea, bă. A ținut la ea ca la ochii mei din cap, bă. Haide-vă pe unde umbli, că te caut un sfert de oră. Bă, bă, bă. Vorbești la Pavel, bă. Auzi, am găsit tot ce trebuie. Bă, stai, du-te înapoi, că vă că râde ăștia. Poate le iau 20.000 de euro. Păi nu mai e nevoie, că am găsit eu hainele lor, înțelegi? Cu ghetele lui Chelu. Știi ce ține vendea când haine? Chiulurile de litoză făcește-l pe degete. Ce-ai făcut, Vasilica? O să zică lumea că suntem hoți. Bă, bă, mică, păi era bine aici, era pe flow, bă, mi-a stricat, bă. Păi dă-te jos după el și hai acasă. Ne scuzați. Avem o conversație de discuție care nu vă interesează, dar așa, vă rog frumos, puteți să vă și retrageți. Nu vă mai uitați în gura noastră, că aveți șmecheri. Taci, te rog eu, Vasilică, ăsta-i juriu, bă, mică. Juriu? Da. Aoleu, sunt nevinovat. Bă, ce am spus, te rog, juriu, dacă am făcut ceva. Eu am venit după asta să... Bă, taci, bă, din gura, bă, că ăsta nu e juriu de la, bă. Dar ce juriu e? Bă, hai să mergem, bă, acasă, că mi-a stricat, bă, momentul vieții mele, bă. Bă, ajungeam și eu, bă, bă, mică, care Duleasca, bă. Acum o să ajung și eu anonimă, ca Marina Albăsar, bă. Nu ți-e rușine, bă, că mi-a stricat momentul vieții. Îmi pare rău, la revedere, mi-a părut bine, mă pup. Așteaptă-mă, bă! Bravo, foarte bună! Pus bine, bă! Foarte tare! Mi-a luat bocanci. Ce mi-a luat trai? Stai să ne relaxăm, că mă mănâncă pielea când aud accentul ăsta de Transilvania în Târgu Mureș, la nord de oraș. Turnulețe aveți? Nu. A, ați schimbat accentul, nu da? Nu te ținem. Hai, puține. Schimb accentul. Ok, promit. Așa, gata, ne-am eliberat de spaime. De ce mi-ați furat bucancia murdari? Erau murdari? Erau așa frumoși, parcă... Și aducem mâna pe o stale de știit. Ești descalificat, deci de... Îmi pare rău. Câți ani ai? 23. Mulți înainte. Mulțumesc. Și te ocupi cu? Actorie, am terminat acum. Când acum? Acum, în iunie. Băi, este atât de important momentul în care un actor vine aici și faptul că trebuie să se adapteze la treaba asta. Este altceva decât teatru, decât... Ai o prezență scenică foarte, foarte bună. Foarte, foarte bună. Mulțumesc. Și ai un fel de a trece peste momentele în care poate te bâlbui, poate te încurci. Și n-ai niciun pic de experiență de televiziune. Deloc. Deloc. E o fată care are foarte mult zvâc. Pare ce-i trebuie pentru stilul ăsta, care se pretează foarte bine la televiziune. Și cred că este și foarte sensibilă. Așa am perceput-o eu. Și contează foarte mult pentru ea. Mie îmi plac foarte mult oamenii pentru care lucrurile chiar contează. Indiferent ce faci, contează foarte mult. Dar de ce nu vorbește nimeni cu tine? Mă, Simar... Că n-ai țâțe. Posibil, Bendeac. Asta era problema, ca să știu. Bucuria mea e... Să fie ea. De ce? Așa, pentru că merită, după părerea mea. Și dumneavoastră meritați. Vă mulțumesc. Mare dragoste. Una peste alta, am și eu o bucurie, am râs din tot sufletul. Felicitări. Mă bucur, mulțumesc. Mi-a plăcut foarte mult, vreau să mai văd momente cu voi. Îmi place mult prin ce transmiți, nu știu ce Dumnezeu îi transmiți, dar ești așa... ca un magnet. Siguranță și încredere, îmbrăcat așa, deci ești siguranță și mai încredere. Mai e simpatică foc, îmi place mult și domnul. Ce să spun, ești o actriță admirabilă. Dacă te-aș vedea îmbrăcată și cu accentul ăsta pe stradă, cu siguranță ți-aș da cu ceva în cap. Că a avut comportamentul ăla pe care îl cunoaștem, sau a prezentat comportamentul pe care noi toți îl cunoaștem într-un mod foarte realist, foarte la obiect și foarte simplu. Căutați și alte teme? Promit. Da, ce are domnă tema? Tată, ce ești violent? Aoleu! Eu mi-aș dori ca data viitoare să impersoneze o femeie eschimos. Cred că o să-i meargă mai bine. Nu, cu eschimoși. Mulțumim! Mulțumim!
mi s-a părut că a fost concurentul care s-a bucurat cel mai tare în ultimele 3 zile. Yes! Uite-mă, un om care se bucură. Cred că a schimbat ghiulul de geantă. Bă, să aduceți lucrurile la loc de unde le-ați luat, băie. Yes! Fata asta va face ceva. Îți zic sigur. Pentru că e mult prea entuziasmată, e mult prea pofticioasă în treaba asta cu actoria. Îi place să se vede. Și de la început cumva, știi? Adică de-abia a terminat cu facultatea, am înțeles cu... Bravo, fată, succes! Vă rugăm să ne votați! Vă rugăm, vă promit că o să vă râdeți! Nu ba, nu ba, nu ba, nu ba, nu ba!